Elevii care vor fi prinși copiind la bacalaureatul din 2011 nu vor mai putea da examen în următoarele două sesiuni, respectiv cea din toamnă și cea din iunie 2012. Am adus câteva modificări importante la bacalaureat. Una dintre ele vizează pedepsirea mai drastică a celor care sunt tentați să fraudeze. Astfel, potrivit metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de bacalaureat sesiunea 2011, candidații care au fost eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentații de fraudă nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Aceștia vor relua integral examenul de bacalaureat cel mai devreme în a treia sesiune după cea în timpul căreia au fost eliminați, a declarat secretarul de stat Oana Badea. Ea a adăugat că alte noutăți vizează finalizarea cursurilor cu două săptămâni înainte de sfârșitul anului școlar pentru elevii care susțin examene naționale, sistem care a funcționat foarte bine înainte de 2019 990 și susținerea probelor orale după finalizarea cursurilor de către elevii din clasele a 12-a, respectiv a 13-a. O altă noutate vizează faptul că reprezentanții ai ONG-urilor și ai părinților pot solicita aprobare pentru a asista la desfășurarea examenului de bacalaureat. Aceasta înseamnă mai multă transparență. Reprezentanții ONG-urilor pot sta pe hol în săl și supraveghea dacă probele se desfășoară corect, a mai spus secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar. Ministrul Educației Daniel Funeriu a spus și el că profesorii care vor ajuta elevii să fraudeze examenul vor fi pe cont propriu și nu vor avea niciodată sprijinul sau solidaritatea nimănui din sistem. Eu cred că profesionalismul cadrelor didactice din România trebuie subliniat. El s-a văzut foarte clar când s-a organizat bacalaureatul impecabil, în condiții foarte dificile. Au fost cazuri izolate în care profesorii nu și-au îndeplinit sarcinile corect. Aceste cazuri au fost anchetate de organele Statului. Nu le transmit decât că ar putea să facă aceste lucruri pe cont propriu și nu vor avea niciodată sprijinul sau solidaritatea nimănui din sistem. Eu cred că cinstea și onoarea profesorilor trebuie să îi ghideze pe elevi și să ne arate calea pe care trebuie să mergem, a afirmat Funeriu.